Anul acesta va fi cu siguranță una memorabilă, cu temperaturile demne de deșertul saharian pe care le-am avut zile consecutive. Și-am arătat de altfel la Agrojurnal prăpădul făcut în ferme. Dar sunt zone în țară unde paradoxal a plouat cât a trebuit, când a trebuit și una dintre zone este cea în care ne aflăm noi astăzi. Ferma în care suntem acum se închide la cultura de porumb la neirigată, chiar și cu 10 tone la hectar, ceea ce este extraordinar în condițiile unui an extrem de prost pentru agricultura românească. Apa, tehnologia și genetica au fost trioul care a garantat o recoltă unică la Girov în Neamț. Suntem în ferma TCI Agricultură, la recoltatul, momentul recoltatului porumbului în zona Piatra Neamț, județul Neamț. Cam ce producție spuneți că ar fi în sola asta aici unde suntem acum? Peste 12 tone la hectar. Peste 12? Da. Și o medie așa a fermei? Aveți idee? Cred că s-ar închide un 10 tone, jumate, 11, ceva de genul. Lăsăm combinele să recolteze de zor pentru a afla de la tehnologi și cum s-a obținut o producție frumoșică într-un an extraordinar de dificil. Cultivăm numai ibrizi Agva Max, ibrizi rezistent la secetă. Să știți că noi am făcut o experiență în aceeași solă de 100 de hectare. Am semănat 50 de hectare de ibrid clasic și 10 Agva Max, iar ibrizii Agva Max au mai stat verzi în cultură încă 2-3 săptămâni, ceea ce a avut repercusiune asupra producției. Aici este un cernoziom levigat, este un pământ aproape cam bărăgan. Deci solurile noastre sunt fertile și chiar dacă nu dai îngrășăminte, un 3000 de kilograme de grâu la hectar se obține. Ce am observat în ultimii ani, dacă nu ai o răsărire explozivă, ai o neuniformitate la porumb. Dacă nu ai un teren bine pregătit și răsărirea porumbului nu are loc în cel mult 3 zile, apare fenomenul de canibalizare a plantelor, adică plantele răsărite în prima zi sufocă pe celelalte plante și în final o să ai stiulețe de dimensiuni diferite. Printr-un reglaj corespunzător al utilajelor, am reușit să avem aceeași uniformitate care am fi avut-o înainte, în anii precedenți, într-un teren pregătit cu combinator, cu disc, cu plug. Asta e un mare avantaj care îl vedem și îmi dă și o speranță de viitor. Nu vom mai fi atât de dependenți de precipitații. Concomitent cu semănatul direct, în miriște, aici am realizat și un semănat cu o rată variabilă. Conform unor hărți satelitare, detectează terenurile mai bune, terenurile care se pretează unei densități optime și o aplici prin cadrul semănatului. Avem o diferență de la 65.000 la 72.000 de plante semănate, în funcție de caracteristica solului. Un agrofond bun, semănătoarea a semănat 72.000, chiar în zona unde ne aflăm, și într-o anumită zonă mai unde bălteaște apa sau nisipoasă, pietroasă, ne-am ducem cu 65.000 de plante și așa reușim să extragem maximul din terenul respectiv. Am reușit totodată să aducem și niște economii la sămânță, care sunt totuși considerabile pe o suprafață mare de 1000 și ceva de hectare de porumb. Păi, ce putem observa în contextul anului acesta, nu? Că, practic, au fost condiții drastice, extreme, seceta, și că practic contează foarte mult patru factori în situațiile astea dure. Genetica să te ajute foarte mult, trebuie o genetică adaptată. Trebuie să fii pregătit pentru. Tehnologia de protecție a culturii,
combaterea buluienilor post-emergență, combaterea dăunătorilor, foarte importantă anul ăsta pentru valorificarea producției. Un ștulet așa curat garantat s-a făcut. Combaterea patogenilor și corectarea deficiențelor de nutriție în vegetație, pentru că pot apărea. Fertilizare rațională. Cel mai important lucru. Acum, pe partea genetică, eu spun că se vede foarte clar un lucru. Faptul că producția bună este dată de uniformitatea, da, ștuleților. Și putem observa faptul că ștuleții sunt foarte uniformi, 99-75 fiind produsul care se remarcă prin lucrul acesta, prin producție constantă, chiar și în anii foarte, foarte dificili. Iar anul acesta avem, să spunem așa, de-a face cu un an foarte dificil, peste 40 de grade am avut în perioada polenizării și putem observa că s-a polenizat până în vârf. Și ultimul bob, da? Impecabil făcut, cum spune Vali, lucrul acesta. Observăm cât de uniform este pe plantă ștuletele și lucrul acesta ne arată și faptul că semănatul a fost făcut cu foarte mare grijă și avem plante uniforme, avem o producție, să spunem, mulțumitoare pentru anul acesta, peste 11 tone ca și producție, într-un an destul de complicat pentru zonă, unde fermierii din preajmă fac producții mai mici. Se vede că dacă pui la un loc hibridul potrivit, fermierul potrivit, tehnologia corectă, rezultatele sunt de fiecare dată pe măsură. În Statele Unite există o vorbă foarte interesantă, spune în felul următor: plan for drought, wish for rain. Să plănuim pentru secetă și pentru anii grei și să ne dorim precipitații sau condiții foarte bune, dar este esențial să fim pregătiți înainte de toate pentru secetă. Asta înseamnă Aquamax, asta înseamnă să, spunem așa, să potrivești, să faci o linkuire corectă între hibridul potrivit, tehnologia potrivită, momentul optim de semănat, pentru că asta este o altă caracteristică a hibrizilor Aquamax, faptul că pot fi semănați foarte timpuriu, mai ales într-un teren cum a fost acesta, un teren mai rece, da, direct în miriște, este o altă caracteristică, să spunem, nu foarte apreciată de plantele de porumb, care sunt destul de sensibile în primele faze de vegetație. Noi știm că pământul se încălzește mai greu atunci când nu este prelucrat și primăvara este crucial acest lucru și totuși, într-un semănat de vreme, într-un teren nepregătit, da, direct în miriște, avem o densitate corectă, avem un lan corect și, mai mult de atât, producția este una foarte, foarte, foarte bună pentru, încă o dată, pentru cel mai complicat an. E încă o dovadă, dacă vreți, așa că putem veni cu soluții dintre cele mai bune pe partea aceasta. Iar legat de semănatul direct în miriște, cred că putem să discutăm despre da. Combaterea buruienilor. Exact. Unde trebuie să avem în vedere un management mai bun al combaterii buruienilor și aici avem soluții foarte bune, le știu fermierii, avem soluții dedicate post-emergenței unde putem adopta tehnologia cu fiecare strategie din fiecare fermă. Dacă dorim să controlăm, să combatem buruienile diferențiat, fie că vorbim de combaterea în primă instanță a dicotiledonatelor și ulterior a monocotiledonatelor, inclusiv monocotiledonatele gen costrei din rizon, sau printr-o singură trecere putem să combatem ambele spectre de buruieni. Avem și acolo soluții. Aici s-a realizat, cum spuneai, cu succes combaterea dăunătorilor, pentru că dacă nu controlăm la timp acești dăunători, pot lăsa prin rănile pe care le fac asupra ștuletelui, de exemplu, pot lăsa portițe deschise pentru instalarea agenților patogeni și de aici probleme cu aflatoxinele în valorificarea producției. Nu e cazul aici. Am utilizat insecticidele din portofoliu Corteva cu succes. Se vede foarte bine că s-a combătut foarte bine dăunătorii. Vom veni în continuare cu soluții antistres, tocmai potrivite pentru cultura de porumb, aplicate pe perioada de vegetație, când semnalăm diverse perioade cu stres ce pot apărea, fie că vorbim de stres hidric, stres termic, sunt produse care tocmai asta fac, ajută planta să depășească aceste perioade și să își vadă de parcursul ei normal către
realizarea producției. În concluzie aș spune așa, un semănat bun, o combatere perfectă a buruienilor, pentru că nu găsim nimic și acum e un moment foarte bun să facem concluzionăm, lucrurile acestea, da, concluzionăm. O plantă sănătoasă, o densitate bună, protecție peștiulete foarte bun datorită insecticidelor utilizate și un câmp cu producție bună la care au contribuit și produsele biologice. Aș spune că este nota în care putem încheia, dacă vreți așa, această vizită în câmp și la final un fermier fericit, aș spune eu, pentru producția obținută.